Clubul din Trivale are de la începutul acestei săptămâni în componența echipei un jucător brazilian. Juan Ribeiro Teles, de 23 de ani, este mijlocaș dreapta, dar poate evolua și ca atacant. Măsoară 1,72 m și cântărește 67 de kg. În perioada 2017-2019 a evoluat în Portugalia la Varzim, formație care activează în Liga Secundă, dar și pentru echipa de primă ligă Marítimo Funchal. Juan a jucat 36 de partide pentru Varzim, după care, pe 10 ianuarie 2019, s-a transferat la Marítimo Funchal. Pentru prima echipă a lui Marítimo, Ribeiro a bifat un meci, iar pentru formația Under 23 a jucat 4 partide. În 2020, Juan a fost împrumutat în Brazilia, la Vila Nova Atlético Club, fiind folosit în 5 meciuri. În fotbalul profesionist, mijlocașul originar din Țara Cafelei are 54 de partide și 2 goluri marcate. Bom dia. Eu escolhi o clube Argi, sim, porque é um clube grande da România e espero fazer história aqui, ajudar muito com o meu potencial. E o meu ídolo Neymar, e espero dar muita alegria aqui aos torcedores. În afară de Juan Ribeiro Teles, FC Argeș și-a mai adus în această iarnă pe fundașul central Dejan Boldor, mijlocașul ofensiv Pablo de Lucas, mijlocașul de bandă Cristi Dumitru venit sub formă de împrumut de la FCSB și fundașul stânga Ronnie Jimmy de Jong.